iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Cuvinte de la Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iubiți credincioși, duminica trecută, Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat un orb în Ierihon. Tot în Ierihon se află și în Evanghelia de astăzi. Aici a avut o treabă foarte importantă, putem spune. Să-l întoarcă la credință și la împărăția celor pe, putem spune, mai marele tâlharii, pe vameșul Zaheu. Așa ne spune Sfânta Scriptură. În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un om bogat, cu numele Zaheu, era mai mare peste vameș. De ce era mai mare tâlharilor? Pentru că ei percepeau taxele pentru Imperiul Roman și de multe ori luau mult mai mult decât trebuia. Erau angajații romanilor și erau și informatori, pentru că ei mergeau din casă în casă, vedeau multe, auzeau multe, ca poștașul, știți? Și poștașul știe multe. Dacă îl întrebi, poate să spună multe lucruri despre o casă sau despre familie. Sau, sigur, cei care merg de multe ori într-o casă. Și oamenii urau pe aceștia. De aceea îi socoteau pe niște tâlhari. Și aveau bogății imense. Nu mai știau ce să facă cu banii, erau putrezi de bogații. Și acesta Zaheu era mai marele vameșilor, deci mai marele tâlharilor. Dar auziseră și el ce a făcut când a intrat în Ierihon. Cum l-a întâmpinat un orb. Și a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și cei de acolo o cărau, taci din gură, taci și vezi de treaba ta. Și el mai mare, mai tare striga, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Era șansa lui. Știa că dacă va pleca Iisus, o să mai vadă el lumina zile. Dar nu a fost așa. Hristos este lumina noastră, este lumina lumii, cum spunem și în Natatistul Mântuitorului. El este soarele nostru, soarele dreptății. Fără de el suntem în bezbă. Suntem în întuneric. Ori pe căi mergem așa, pipăim la lucrurile, ca niște ori, ca niște vieți ori. Hristos ne dă lumina. El este viața noastră. Fără de El nu putem face nimic și noi nu știm lucrul acesta întotdeauna. Și lumea nu știe sau nu vrea să știe, pentru că altfel ar fi plin aici. Dar, din păcate, mulți sunt ori și nu vin la biserică. Amintesc de o pildă. Spune că Scaraoschi a făcut o adunare generală cu toți diavolul. Ce să facă ca să-i ademenească ca oameni? Să le cucerească sufletele, să-i atragă spre ei, spre ei. Și stătea acolo pe tron, în fața tuturor diavolilor. Și le-a spus, dați-vă cu părerea. Spuneți, ce să facem? Ideea care este mai bună, punem în aplicare. S-a ridicat un diavol. Deci, întunecimea voastră. Uite, așa ar fi bine să facem, să le purăm credința și
să le spunem că nu trebuie să meargă la biserică pentru că nu există Dumnezeu. Și Scalauschi, și greu să-i convingi. Pe unii convinge, dar pe alții, cum să-i convingi? Că au mers de mici la biserică, că s-au împărtășit cu trupul sângele Domnului. Cum să le spui că nu există Dumnezeu? Nu o să ne creadă, că nu-i pune ideea, stai jos. Altul. Și s-a ridicat încă unul și încă unul și încă unul. Nici o idee nu era bună. Mai la urmă, un diavol bătrân și orb de un ochi și șchiop abia se ridică mâna și zice: întunecimea voastră. Eu zic altceva. Să le spunem la tineri că sunt prea tineri ca să meargă la biserică. Au timp acolo la bătrânețe, după ce să meargă, să meargă, să distreze. Și apoi au timp, nu? Viața e lungă. Și la cei bătrâni, să le spunem, păi dacă n-ai fost până acum, știi că Dumnezeu nu te mai iartă. După ce mai mergi? Nu vezi că ești bătrân? Nu vezi că ești la morit? Nici nu poți să mergi până la biserică. Nu vezi ce obosit ești? Ești și șchiop? Te mai doare și aia și aia. Stai acasă, că Dumnezeu nu te mai ia. Bine a zis Karolski, asta este ideea cea mai bună și o punem în aplicare. Și astăzi așa se întâmplă, vedeți dumneavoastră. Mulți stau liniștiți, spun că sunt obosiți, au lucrat o săptămână și se odihnesc și ei, nu? Astăzi dorm până la 11-12. Și apoi merg și se mai vizitează între ei, merg și la Sfântul Grătar, merg și la mol și a trecut săptămâna. Și diavolul prinde multe suflete în capcană, așa cum l-a prins și pe Zahiru, dar l-a scăpat. Zahiru s-a strecurat printre degetele diavolului. Pentru că el, auzind faptele minunate ale Domnului, a vrut să îl vadă pe acesta, a vrut să îl vadă pe Iisus, dar ne spune Evanghelia că nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte s-a suit într-un sicomor, într-un dud, într-un copac, ca să îl vadă. Căci pe acolo avea să treacă. Era un gest copilăresc, nu? Omul toată firea stă într-un copac. Dar s-a gândit, este șansa mea să-l văd. Am auzit atâtea lucruri minunate despre acest Iisus. Cine este, ia să-l văd și eu. Da, uite aici un sicomor. A să mor în el și o să-l văd. Și așa a făcut și a venit. Nu s-a aștepta el la cele ce urmau. A venit Domnul Iisus, cel care vedea și știa totul ca Fiul lui Dumnezeu. S-a oprit lângă sicomor, s-a uitat în sus și a zis: Zaheu, dă-te jos, coboară. L-a cuprins tremuratul. Nimeni nu putea să stea liniștit sau lejer atunci când Domnul Iisus i se adresa. Din ochii lui parcă ieșeau fulgere. Vocea lui era ca și tunetul uneori. Era și blând ca o mielușă. Iată, Mielul lui Dumnezeu, care va ridica păcatele în lumii, a spus prorocul Isaia. Și în timp ce se cobora, se da jos să spovedească, prima spovedare. El și-a lăsat, a început să-și lase păcatele pe o frunză, pe o creangă, până să da jos. Și nu s-a așteptat să audă ce-a auzit de la Domnul Iisus. Iată ce ne spune Sfânta Scriptură. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis: Zahie, coboară-te de grab, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Să știți că Iisus vine în casa noastră de multe ori și noi uneori îl primim, alte ori ba. Am început cu un verset din Apocalipsă, din capitolul 3, și îl repet: iată, eu stau la ușă și bat, de va auzi cineva glasul meu și
și va deschide, voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine. Domnul Iisus vine la noi, bate la ușă. Îl vedem și în icoană, dar nu este clanță pe din afară, numai pe dinăuntru. El stă și ascultă și bate. Suntem în casă și unul face niște să nu ne audă străinul de afară. Și așteaptă și așteaptă. Și dacă vede că nu deschide, el se întristează. Și pleacă, cum spune duhnicul Antilochie, iată ce zice. Adesea Hristos vine să bată la poarta ta. Tu îl faci să se așeze în tinta. În tinta sufletului tău și absorbit de ocupațiile tale, uiți de Dumnezeiescul vizitator. El așteaptă ca tu să trândăvești. Așteaptă, așteaptă și apoi dacă tu întârzi prea mult, el se ridică și pleacă. Uneori ești atât de ocupat că nu-i răspuns decât de la fereastră. N-ai nici atât timp încât să-i deschizi ușa și să intre măcar în tine. Așa este. Suntem prea preocupați cu problemele noastre, cu gândurile noastre, cu telefonul, cu internetul, cu Facebook-ul, cu televizorul, cu câte și mai câte, cu bârfele. Și uităm de Hristos. Pentru că noi putem să îi deschidem în fiecare moment. Trebuie să fim foarte atenți. Putem să-L invităm în casa noastră, casa sufletului nostru, în inima noastră, fiecare moment. Trebuie doar să vrei. Dacă nu, este ce stă și pleacă. Și atunci ce ne spune Evanghelia mai departe, și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. De cum să nu te bucuri când vine Hristos în casa ta? Cum să nu te bucuri? Și văzând, toți murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un păcătos. Păi clar că Iisus a spus că a venit să mântuiască, în primul rând, pe bolnavi. Pe cei păcătoși. Ei aveau în primul rând nevoie de doctor. Și sigur că apoi și ceilalți. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, i-a zis, a început să spovedească, fiți atenți. Așa cum a trebuit să faceți și noi mai des, acolo, la scaunul spovedaniei. Doamne, iată jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc, împătrit. El știa că a frământ, că a fost necinstit, că și-a adunat averea pe nedrept. De aceea trebuie să avem grijă și noi cu surplusul nostru, pentru că sunt mulți care sunt săraci, sunt nevoiași. Și am putea să-i ajutăm. Am putea să fim milostiți, să fim mai buni. Și Zaheu ne este pildă astăzi. Și a zis către el Iisus, iată cum a dat dezlegare, așa cum face preotul, când pune mâna pe capul credinciosului sau credincioasei și spune acea formulă de dezlegare. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul lui Avram. Căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Și noi suntem pierduți de multe ori, dar nu recunoaștem. Ne credem mai buni ca și ceilalți, ne credem mai deștepți. Și nu este bine. Pentru că ne mândrim. Și este doar o metodă a diavolului ca să ne prindă în plasă. Sunt multe metode pe care le folosește diavolul. Una este aceea pe care v-am spus-o. Lasă că ești tânăr, du-te și te vistează, că ai timp să te întorci la Dumnezeu, că ești bătrân. Și când ești bătrân, tu nu vezi ce ai ajuns. Ești o epavă. Crezi că Dumnezeu mai are nevoie de tine? Nu te va ierta. Nu te duce la biserică că mergi degeaba. Dar mai are și alte metode. Multe metode are. Printre care și mândria, bârfa, și așa mai departe. De aceea trebuie să fim
conștiință, fim mereu atenți. Nu e apărat ce vorbim. În primul rând, la ce gândim. Că dacă gândim bine înainte, nu mai vorbim prost. Să nu ne dăm drumul la gură așa cum. Pentru că s-ar putea să ne pare rău. Iubiți credincioși, Sahir era un om mândru și era tare bucuros de averea lui, de inteligența lui, de ce avea el. Și noi câteodată ne mândrim la fel. Păi câte am și câte am făcut anul trecut. Și dacă ne spunem așa în gând, băi, dacă a venit Domnul Iisus la noi să spunem, Doamne, atâtea lucruri mi-ai dat, atâtea am făcut, sunt atât de bucuros. Și lucrul acesta îl ilustrează foarte frumos un scriitor pe nume Valentin Popovici, care se credea bun, acel om se credea bun, milostiv, și credea că face numai binele. Și l-a așteptat pe Domnul Iisus ca să-i mulțumească și să-i arate câte lucruri frumoase și binecuvântate a primit și a făcut el în anul precedent. Și sigur că în timp ce l-a așteptat, pe Hristos adorme și iată ce visează el. Deodată o bătaie în poartă tresară. E cineva pe drum? Mă uit la ora întârziere, numai tâlharii umblă acum. Răsună iarăși o bătaie și încă una, două, trei. Îi strig atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat am cale lungă astăzi, sunt obosit și am noptat. N-ai vrea căldura din căsuță să ți-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciuni te-ai pomenit. Primește-mă doar până mâine, că am înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai și foamea să-mi alung? Mă strecurai lângă fereastră să-l văd prin geamul amurit. Era urât și plin de zdrențe, era murdar și obosit. Nu cer decât un colț de pâine uscat să fie să-mi-l dai. Și dorm pe jos, pe rogojină, doar milă, rogu-te să ai. Gândit-o m-am oprit pe lungă și am strigat apoi răstit. Străine, du-te mai departe, aici nu-i han de poposit. Ce, n-ai gândit mai dinainte unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați la poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și am auzit cum pașii afară încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în noaptea aceea un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea veni să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit, dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi mi-a venit. Prietene, am vrut azi noapte să noptez în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină, să-mi iau un colț ca partea mea. Și mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pata. Și m-ai lăsat în frig afară să plec plământ și întristat. Căsuța ta nu era mică să încap și eu să dorm în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-am privit cu ochii umezi până ce norul a luat. Am
am înțeles că el fusese străinul cel alungat. Trezit din somn, din fiorare, m-am repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strige. Dar vai, de mult plecase omul și în întunericul pustiu, doar vântul îmi șoptea din ramuri că mă trezise prea târziu. Dragii mei, așa facem și noi de multe ori. Hristos vine și ar vrea să intre în casa sufletului nostru. Vine printr-un semen de-al nostru, pe care poate îl vedem pe stradă și care poate ne așteaptă cu mâna întinsă. Sau altfel vine, sau vrea să vină, ar vrea să intre în sufletul nostru. Dar noi ne închidem. Să nu uităm că El, Domnul nostru, a spus cu gura Lui, că dacă îi ajutăm pe semeni, El se identifică cu fiecare dintre noi. Dacă îi ajutăm pe cei din jurul nostru, îl ajutăm pe Hristos. Și spune lucrul acesta. Că dacă mi-ați dat să mănânc, să beau, a fost să mă vizitați când a fost bolnav în închisoare, dacă nu ați făcut acest lucru, semenilor, zice, nici mie nu mi-a spus. Și știm verdictul. Pentru cei care îl ajută pe Hristos dând un bănuț sau o pâine sau ceva, sau vizitând pe cineva, așa îl ajută pe Hristos. Vom ajunge împărăția celor, dacă nu, știm ce spune. Plecați de la mine, peste nații. Iubiți credincioși, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, suntem și astăzi aici. Îi mulțumim Maicii Domnului pentru că ne-a adunat și Sfinților pe care avem aici cu noi. Au fost împreună, că sunt și vor fi tot timpul cu noi. Și ne ajută, aceștia ne ajută și dacă noi nu le cerem celor, ei tot ne ajută. Pentru că cunosc neputințele noastre. Astăzi, biserica îi sărbătoresc pe cei trei mari rari, Vasile, Grigorie și Ioan. De la Sfântul Ioan, Ioan Gură de Aur, și de la Sfântul Vasile avem liturghiile pe care le cunoaștem. De exemplu, Sfântul Vasile a pus bazele azilelor de bătrâni. Sfântul Ioan Gură de Aur a scris multe cărți, între care o carte deosebită despre preoție. Iar Sfântul Grigorie de Nazian a scris predici foarte frumoase despre Duhul Sfânt. Și era o mare apărător al Ortodoxiei. Toți au trăit în secolul IV. Ne sunt pildă nouă. Să-i urmăm în toate și vă urez la mulți ani tuturor care purtați aceste nume frumoase de Vasile, Grigorie sau Grigorie și Ioan. Amin. Slavă Tatălui și Fiului.